pentru Rudi Osae. Stau în camera, așa acolo. Patrul m-a prins de amândouă mâini. Deci, a dus aici, da? Întorc mâinile cu palma în sus. Dau jos, da? Palma trebuie să fie închis, nu le împing. Patrul trebuie doar împins, da? Deci nu o să fac așa, da? Așa, așa nu pot să-l dau jos. Dacă e puternic, nu pot să-l dau jos, da? Cum am întors mâinile, uite-le, da? Direct, da? Da? Pe da, să-mi spere și intru foarte bine lângă el, da? Dacă îl fac așa, da? Da? Îl fac sub forma unei egetici și așa vreau să-l fac, da? Vreau să vă niște așa, da? Ce face mâna asta, da? Dacă aș păstra mâna așa, în această poziție, da? Nu pot, mă împing, da? În momentul în care m-a prins, am răsucit mâna, da? Mult sau pot să fac rotindu mai eu în jurul. Hai. Acțiunile mele, da, sunt posibile așa, așa, da? Așa, e greu, da? Sigur, așa mi-a fost mică, aș putea să fac de fizică. Așa, iarăși e greu, da? Bun. Încă. Am întors mâna, da? Să avea mâine, este aici, da? Este aici, da? Am întors mâna, da? Să avea mâine aici. Deci, să avea mâine, vedea e bine modul în care eu pot să mă mișc, da? Așa, dacă sunt prins, nu pot face mișcare, da? Mă încurc, mă împiedic în el, da? Va trebui să o scot în afară, să fac ceva, da? Dar însă, dacă mâna mea este întoarsă, încă o dată, da? Dacă îl trebușesc pe partenerul meu, da? De sus, jos. Dacă nu fac treaba asta și lucrez pe orizontal, nu se mai prăbușește, doar se lovește, da? Da? Încercăm așa? Hai, șoc. Problema întâmpinării atacului.
În primul rând, dar nu trebuie să uităm un lucru foarte important în ajunge, care se spune destul de rar, este faptul că trebuie să păstrezi distanța, cealaltă, da? Acest mai, da? Care, indiferent ce se întâmplă cu mine și cu partenerul meu, trebuie să încerc să-l țin constant. El se retrage, da? Mă retrag și eu, da? Înainte și eu. El mă împinge, da? Vine și el, da? 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 Deci, el împinge, da? Uitați, da? Mă retrag. Da? Să păstrez distanța, asta e foarte important. Da? Împinge, da? Îl împing eu. Da? Împinge. Bun, deci acest lucru să facem puțin, da? Ne mișcăm când înainte, când înapoi, da? Încercăm să păstrăm distanța între mine și partener. Mai. Hai. Hai, da? Nu că unii din noi nu s-ar putea apăra chiar în această poziție, da? Însă trebuie să încercăm să avem maximum de stabilitate și, evident, că maximum de resurse. Deci, partenerul meu lovește, spunem, eu cum merg în urci. Da? Da? Revin înapoi în camare. Da? Pot să-l lovesc, da? Deci mâna este foarte încordată. Ca să scap de această încordare, îl cobor. Da? Nu-i lucru. Deci ori fac un șihonage ușor, da? Îndoindu-i paneu. Ori dacă am intrat într-o formă mai dură, da? Nu-i lucru până omului, da? Îl cobor. Care se poate face cu ușor fixat. Da? Asta nu se poate ridica de aici, da? Atenție! Ieșirea din fixare, ieșirea din fixare, face în felul acesta. Da? Mă asigur că partenerul este ținut în continuare. Hai. Îl lasez. Hai, Hami. Da? Deci. Și până aici, în felul ăsta galția, da? Așa nu merge, da? Așa, mâna mea iese afară. Așa, mâna mea, da? Da, deci. Țin aici, da? Înseamnă că voi intra în partea asta, da? Unde da, da? Voi intra în partea asta, da? Da, palma. Hai, Hami. Da? Ia, Hami. Aici, Hami, ies. Mâna se desface, da? Nu pot să-l contor.
はい、よろしいですか、先生。はい、じゃあ、シップな、シップは、先生。Nu fac decât să le evit aici, da? Da, da? Sigur, putea să acționez. Încerc, da? Nu așa. Da? Deci, nu... Deci mâinile nu așa, da? Nu așa. Da? Aici nu are nicio legătură între mine și el. El mă ține de mână și cu asta va. Da? Trebuie să vină în palmă, da? Să vină în palmă, da? Hai. Trebuie să se vină în palmă. Nu vă grăbiți, mișcați-vă încet, vedeți de ce e așa și nu e așa. Dacă mâna asta mi-a stă așa, da? Dacă să fac o deosaie, da? Va trebui să fac așa, da? Și vizat ce am spus, am întors abia mâine către el. Da? Bine. Prinde. Ușor de prinde. Prinde. L-am obligat să mă prinde așa, da? Uite, o să iei gata. Hai, uite, o să iei, hai. Păi, a mea poate să fie aici, plus, da? Ea poate să fie aici, da? Sau poate să fie așa mai, da? Când mă prinde în această poziție, singurul loc unde poate să meargă este asta, da? Apoi ca să revin aici. Da? Aici. Vedeți, mă prinde așa și eu pot lucra pentru că sunt pe direcția cea bună. Da? De sus, da? Da? Doar o retragere, da? Nu e suficientă, da? Partenerul mă poate împinge. Da? Asta mi-a sigur succes, da? Direct, da? Dacă n-am loc, n-am timp, da? Dacă m-am prins jos, da?
În orice situație, în contact cu eu, trebuie să fim foarte fermi. Da? Da? Aici nu pot, da? Aici pot. Deci voi face, voi veți face, eu am făcut, da? Veți face UDO să aie, da? Folosind această idee, da? Deci aici, mutat, și la nivelul mediu, intru, da? De sus, da? O formă către curte mai oaște. Faci. Deci n-am înfruntat atacul, da? Aici înseamnă să înfrunt, nu? Aici înseamnă să înfrunt, nu? Aici de asemenea, da? Da? Nu înfrunt, da? Da? Te scot în afară, da? Evit lupta, da? Și o menuție. Vreau să spun că dacă e unul puternic cum e Mihai și unul ca mine sau mai slab, că sunt și mai slab decât mine, nu eu cel mai slab, da? Să blochezi pe cineva care lovește tare și o menuție este o aventură. Ca să nu zic că o nenorocere de cel mai multe ori, da? Trece prin blocajul tău și îți dă una în cap. Da? Tare, tare, nu așa. Da? Da? Îți rupe mâinile aici. Da? Oricât de vreme te duci, ca să duci de vreme, trebuie să știi că el te lovește. Da? El te poate lovește prin surprindere, da? Și urma, unde te mai duci? N-ai unde te duci, da? Atunci, ca să nu întâmpini lovitura, ideea asta că lovitura se cade pe o suprafață care nu e dreaptă, ți-e puțin înclinată și se ricoșește, da? Noi bat încet, da? Și altă mână. Dacă vedea e foarte tare, da? Am ricoșat, lăsat să ricoșesc puțin și am preluat. Mai negativă, da? Sau dacă am cât de cât ghi, da? Aici. Hai, încercăm. Lateral. Și o menuție tare. Corespunzător. Înseamnă că e chiar lucru important, da? Dar Udiosaie și Elimina, că și Cortecaie, și sunt cele mai, da? Axa. Aikidoului de nivelul 1. Așa mai. Așa. Multă lume are necazuri, cei mici mai ales, dacă se facă curioșare, că ajung aici, da? Aici nu poți să treacă de la care e zdravă, da? Oricât ar fi el de... Deci celor mici, fiți atenți, da? Le recomand să facă următorul lucru. Da? Îndoaie puțin sabia mâinii și coboară. Apasă, 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 și intră, da? Oricât de mic ești, poți intra așa. Da? Deci
Ajuda-te, você vai ajudar? Vem, né? Senta aí, né? De ce? Pentru că un moment, la fracțiune de secundă, se formează un cuplu de cote mauașii, da? Da? Nu așa, da? De faptul că eu, torcând paneul, da? Îl oblici pe partener să cedezi. Da, deci? E ușor de intrat. Da? De asemenea, și lateral, dacă vreau să intru, da? Ține bine, da? Da? Nu merge, da? Dar dacă am făcut așa, merge, da? Nu neglijați ceea ce face sabia mâinii. Este foarte important. Este foarte important, da? Și sus și lateral, da? Cu de o să aici. Ajuns aici, da? În această poziție, partenerul care nu este suficient de bine aplicat, da? Este foarte puternic și eu nu pot să-l duc mai încolo, da? Este dezechilibrat. Sunt două moduri. Unul, da? Duce jos imediat. Da? Al doilea. Stai să faci, nu-i fac asta, da? Duce jos, da? Deci nu mă pe mâna lui. Deci, o dată. A doua. Da? Hai, încercăm și în așa, da? Mai încerc, mai încerc. Apropo de ușile oriotetorii, da? Sunt două forme, da? Legate de ușile oriotetorii. Acesta, da? În care partenerul meu mă prinde de prima mână și duce repede la a doua mână, da? Asta este o formă conștientă de luptă, da? Și o formă, zicem, neglijentă în care eu stau așa și partenerul vine și mă prinde. Sigur că asta nu înseamnă că sunt aikidoka. Trebuie să înțelegem că există și aceste situații. Da? O să ne tratăm pe rând. Da? La asta e mișcarea este simplă. Nu, ideea că el duce la a doua mână, da? Da? Care, la care nu mai ajunge niciodată. Dacă priza e din spate, da? Va trebui să fac o apropiere de el, da? Simplu, da? Apropierea de el trebuie făcută asimetric, da? Deci dacă fac așa, nu merge, da? Da? Da, asta se bazează și o formă de dezechilibru, da? Foarte dură, care se practică. Ce am făcut aici? Da? Bine, bine, da? Am intrat, am opus piciorul aici, da? Te dau jos. Asta este un potechinerii, da? Blocaj. Revenim la udeosare. Deci. De asemenea, de aici există și această formă, da? Formă negativă, da? Din spate. Da? Trei forme, vă rog. L-am atins. Așa. Da, e greu, da? Da? Revenim la pătii de omul, da? N-ai rost să pornesc aici ca și cum aș fi un tren. Da? Pe măsură ce el mă împinge, dar eu mă duc. Nu mă opun mișcări pe care o creează. Pentru că eu, fiind în centrul mișcării, da? Eu trebuie să parcurg un drum mai lung decât mine. Deci, suferit acel drum. Eu văd înaintea lui totdeauna, da? Înaintea lui, da?
Și aici. Da? Nu vă încordați. Hai. Se poți de pâț, da? Eu îmi băț, am un băț. Hai, Hamid. Hai, Hamid. Da? Ce fac? Bățul se vede că mă manevrez, așa cum faci cum să avea mâini, da? Hai, Hamid. Iacu, poate mă auzi, nu? Iacu, hai, hai, hai. Hai, hai. Fără forță, da? Unu, doi, da? Sus! Să fac cu mâna. Stai de aici, da? Deci asta voiam să vă spun la începutul antrenamentului despre sabia mâine, da? Asta e rolul meu. Am necumat să eu învăț ca să se vadă mai bine, să se amplifice mișcarea. Revenind la Budeosari, da? Aici este același lucru, uitați-vă, da? Hai, da? Da? Aici? Aici, da? Sigur că forța mea se amplifică cu pețișorul ăsta. Pentru că pețișorul ăsta nu-l doare când apasă pe osul lui. Da? Ți-e doar pe el, doar. Bun. Ne întoarcem la Udeosari. Ușilor eu de cărți, da? Ok, zi-mă bine, da? Aici eu sunt cel echilibrat. Ce să faci în felul ăsta? Nu te poți face ușor de osare, da? Orice poți face ușor de osare. În această poziție, da? Dar, 1, 2, da? Vini noi. Nu? Orice poți face de aici. Citați-vă. Da? Ceea ce face sabia mâine. Ține bine. Așa nu pot, da? Ține, ține, da? Da, citeți acum, da? Ține bine. Deci, trebuie să... Hai, hai, tare, 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 tare. Da? Asta încercește Udeosari. Să revenim la... Nu, să vedem puțin mai departe. Ba nu, să revenim. Să revenim la Shihonage. Pe care o să facem din Hanii Hansa și oasă, da? E bun. Aceeași idee de Yokon Menuchi, da? Eu cum merg, nu știu și cum merg. Și o menuță.
Richard, da, na mieszkaniu, nie? A ty do tebie dezekwilibrat, jak to jest dezekwilibrat, nie męczy. El nu s-a aștepta, da? Însă, în orice moment, da? Mișcarea nu se fac de jos în sus, dacă fac de jos în sus, în sus mă blochează, da? De sus în jos, da? Deci nu de sus în jos, și ea se semne puțin cu o lovitură. Da? Dacă patrionul încearcă să mă blocheze, deci aici, da? Da? Blochează, da? Da? Sau dacă încearcă să iasă, imediat, invers, 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 da? Da? Se continuă mișcarea. Mai mare reacție care este, da? Asta, da? Mâna jos. Sigur că aș putea să fac. De aici. Dar este atractiv, da? Dar dacă plecăm de la ideea că eliminăm din faza procedeului sper un artemit, da? Aș putea să fac ca lucrurile să petreacă așa, da? Asta. Asta se întâmplă în realitate. Asta este forma pe care noi o facem. Da? Invers. Deci, dacă n-am loc să fac taisabachi, suficient să fac mișcarea asta, da? Ca să-l dezechilibrez pe parpele. De asta o fac, să-l dezechilibrez. Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ia seama. Încercăm. Hai mai rău. Da? Deci. Așa. Da? Așa. Da? Așa. Și de mine. Mai fac o dată? Da. Da? Hai. Hai, este un exercițiu de mișcare. Coșinare. Încă o dată. Da? Mine, nu e bine. Da? Nu e coșinaghe, da? E pe lângă mine naghe. Trebuie să fie, da? Peste, ia. Da? Peste șorul, da? Trebuie să se frece peste șorurile mele.
uitat, da? Că la Goșinaghe, da? Ideea este asta, da? Aici sunt jos, e încărcat, da? Îi schimb. Da. Jos. De sus, jos, da? Rio. Da? Aici, da? Intru pe picioarele lui, jos. Am nevoie de mișcarea asta, da? Dacă nu pot, mă ajute cu un aer altul, da? Tot timpul trebuie să fie, da? Peste somnul meu, da? Nu pe lângă mine, da? Deci nu așa. Nu așa. Să nu-i coșinăm. Da? Da! Ce caz din Rio de Flori, ușor? Poate că aici. Eu cu o meluție. Deci, dacă partenerul este foarte aproape de picioarele mele. Da? Deci, uitați. Eu nu se putea ridica, pentru că eram deasupra mâinii lui. Da? Și acum, face această mișcare, da? Da? În plus, e controlat și de faptul că țin de haine, da? Dacă vrea să se ridice, da? La fel, da? Jos! Aici e gămire, da? Aici. Dacă fac mișcarea mai departe, îți pierd. Da? Dacă fac mișcarea ce ridic, da? Aici se ridică, da? Deci e foarte aproape de mine ca să pot să pot face mișcarea, da? Poziția mea trebuie să fie, da? Nu în față, deci în spate, da? Da? Nu în spatele lui, da? În față de obiectul vostru de lui, da? Da? Și aici, da? Marchez că îmi face punctul ăsta, da? Sus, da? Marchez, da? Arunc când mi-am ridicat și m-ar fi o sapie, tai cu ea, da? Da? Până îmi tai sapa aici. Da? A fost pe umăr, sus, ridică-te! Dar nu se face lucru, da? Dacă îl lasă liber, dacă nu i-a fost pe umăr, ridică, da? Da? Aici, piciorul în lângă mâna lui, este aici, da? Ridică-te, da? Se poate ridica. Dacă îl torționezi, ridică-te. Da? Mâna trebuie îndeplățată liberă, da? Și torționată, de-aia o țin aici. În momentul în care încearcă acum să se ridice, ridică sus, 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 da? Sus. Aici e greu să se ridice. Sus! De ce nu mă ridic la picioare? Dacă m-aș ridica pe aici, da? Posibil să-mi dau un picior, da? Să se și întoarcă, da? Deci, mă ridic pe aici, da? E drumul cel mai rău de parcurs ca să mă atați.
Bak, şöyle, bunu varız, bak, bak, tebebim. Yine seyistirin, gözüme dönüştürün. Çünkü köpü çöpün ardı amdın. Kayrını istince de zilber iletine, sınıf yedikleri de. Başak. Dar ca să fie și mai eficient, degetul meu mic, da? Ține degetul mic, da? Așa. Da? Așa. Nu e nevoie de forță pentru foarte fine. Nu trebuie să-i rup mâna, da? Nu trebuie să-i fac așa. Nu știu, da? Uite, da? Ușor, hai. Capul de osaie, da? Ai un tip tare. Vedeți? Guarda. Sau de aici de sus, da? Sau de aici, da? Ca și cum am avea o sabie în mână, da? Deci cam asta este ideea în Aikido. Da? Că am tot timpul o sabie în mână și cu care lucrez cu partenerul meu. Uneori sabia este chiar partenerul meu. Da? De exemplu, partenerul meu atacă aici la mine, da? Deci spunem că sabia lui alunecă de-a mea în jos, da? Dar se oprește aici. Sigur, la pochen e mai greu pentru că vine peste mult, da? Dacă el ar lovi puternic, da? Însă aici se duce, vine, ajunge aici sabia, da? Da? Deci... variante de apărare. Eu să vă arăt două sau trei. Ca stop un moment. Deci, șomeții poate fi făcută la mai multe nivele. Chiar și de la unghia cucerului drept, dacă e caz, exagerăm, până la ultimul tip de păr. Nu numai într-un singur punct. Și în funcție de zona atinsă, apărarea se va face pe măsură. Thank you.
domnul Savin, deasupra. Sau uneori, cu o lovitură peste sală, pentru a-i al dezarma. Și rămâne controlul Savin, până la contraatac. Deci, adesea recapitulăm aceste forme de apărare împotriva atacului șomerului. Și continuăm cu atacul șomerului și o să facem câteva forme de apărare și contraatac. Și din axa atacului. Și nici aici nu mă absorbe această mișcare. Dacă rămân pe axa atacului, îmi asumă toate riscurile de a fi atins. În afara axei, atac și mare. Același lucru, da? Îl pot face pe partea cealaltă, da? Deci, asta vom face prima dată. Aș intra, da? Și eu, fac un tai sabachi, partea aia altă, da? Prind mâna partenerului, da? Îl decai, dezechilibrez, pot egal ieși. Și controlez, da? Hai! Încerc, da? Da? Poate face și mâna, da? Să-i facă, da, ceva, este foarte stabil și mă poate lovi ușor cu mâna aia la altă, da? Cu gotul, cu genunchiul, da? Aici nu se poate lupta așa. Ia! Da? Vedeți? Mișca de loc. Este foarte important acest lucru. Uai! Uai!
Pe cealaltă parte, da? Viza este la sabie, da? Deci dacă pe partea stângă viza este la mână, la mână, da? Mâna care ține sabia, pe ideea că el ar putea să schimbe sabia în mâna stângă, dar e greu de, de manevrat, nu? Dar chiar dacă o schimbă, singur, da? Ai! N-are când să lovească, pentru sabia îți ține o distanță lungă. Pe partea dreaptă, viza este la sabie, între cele două mâini, are partea dreaptă, da? Care este dezechilibrat și aruncat ușor, da? Sigur, același lucru se întâmplă chiar dacă lucrezi cu o sabie adevărată, nu trebuie să mă tem, pentru momentul în care mi-e frică, am și pățit-o. Dacă observați bine, dezechilibru se face, da? Ajungându-mă drept șol, da? Pot de asemenea, da, să fac mișcarea la felul acesta, da? Ceea ce am făcut ieri, dezechilibru prin schimbarea centrului de greutate. Încet, da? Ce-am văzut la această formă? Mintare prin partea dreaptă, da? Țuchii, în echilibrare, care ar fi și galabil. Da? Se poate face și această formă. Da? Deci este să te poți vorbi foarte ușor. Da? Încet, da? Că da, focul meu. Da? Sabia se asigură imediat. Partenerul se contează, da? Încă o dată, deci formele de focul meu sunt foarte importante în tehnicile de armă. Da? Deci... Sus, 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 da? Și orice care dacă ultimul de care ați învățat, îi accentuează durerea, da? La fel și pe partea aceasta. Nu poate bată pe la de. Încep, da? Deci. Da,
forme de desfăcumente. Stinga-ți, în cazul unei lovituri de sabie, eu să nu fiu pregătit pentru o intrare pe partea aceasta cu mâna stângă, da? Cum este mișcarea cea mai favorabilă, da? Eu sunt cu partea asta cu mâna dreaptă. Da? Atunci fac acest lucru, da? Ia! Ia! Deci, eu nu, viața mea este depinde de felul în care sunt așezat la un moment dat. Asta înseamnă că e loterie. Ia! Controlul partenerului. Încă o dată. Da, foarte încet. Da? Ia. Încă o dată. Mai încet. Sigur, aș putea să-l arunc, dar nu e loc pentru așa ceva. Ia! Fixez, da? Sus. Hai. Mai la calate. Faci mă dată. Eu nu-i claritate pe o parte. Ce-i clar? Pune, pune. Care este acest lucru? Nu, 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 da? Aici, da? Da? Da, rog, da? Poșa. Alții, vezi pe spate. Să cum mergi. Da? 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 Tu nu mergi cu mine, eu vreau să fac toate procedurile.